Sa lut, sunt Otto de la Mire TV, iar în clipul de astăzi vom vorbi despre 5 gustări foarte bune pentru slăbit, care au sub 50 de calorii pe 100 de grame. Gustarea care este pe primul loc în topul meu, pentru că aceasta este consumată în fiecare zi de toată lumea, este vitală vieții și are 0 calorii. Da, ați ghicit, este apa. Este foarte important să bem apă, de aceea vă recomand să beți câte un pahar de apă înaintea mesei și câte un pahar de apă după masă, adică 250 de ml înainte și 250 de ml după, în total sunt 500 de ml. Aceasta nu are absolut deloc calorii, ne ajută să fim mai plini, să nu mai mâncăm atât de mult. Iar dacă avem 3 mese pe zi și bem 500 de ml în jurul fiecarei mese, gândiți-vă că deja avem 1,5 litri de apă. Plus de asta mai consumăm, să zicem, încă 1 litru de apă la antrenament, pentru cine se antrenează. Deja am făcut 2,5 litri de apă, putem să mai bem o cană de cafea pe zi, încă 250 de ml, încă o cană de ceai, încă 250 de ml și ia uitați ce ușor ajungem la 3 litri de apă pe zi, fraților, și credeți-mă, apa este cea mai bună, pentru că atât timp cât nu are calorii, nu există nicio problemă. Putem bea câtă vrem noi, dar majoritatea oamenilor nu pot să bea prea multă apă, de aceea este foarte important consumul de apă. Pe locul 2 urmează tot așa o mâncare, mai mult nu este chiar o gustare, este o masă, eu o consider o masă, care mie îmi place foarte, foarte mult, pentru că eu cu astfel de mâncăruri am crescut. Este foarte bogată în apă, în legume, bineînțeles, în micronutrienți, în fibre și are foarte, foarte puține calorii. Da, ați ghicit, este vorba despre ciorbe, despre supe. Acestea, dacă sunt bine degresate și nu au grăsime, au foarte puține calorii, tocmai datorită conținutului foarte mare de apă. Iar dacă mai mâncăm și o ciorbă pe zi, ajungem lejer la 3,5 litri de apă consumați și lucrul acesta este foarte, foarte benefic. Dacă nu vă plac ciorbele, în schimb, ajungem la gustările numărul 3 și 4, legumele și fructele. Acestea au foarte puține calorii, tocmai datorită conținutului foarte mare de apă. În general, fructele și legumele au peste 90% apă, fraților, de aceea au și foarte, foarte puține calorii și de aceea vă spun să mâncați în fiecare zi fructe și legume. Iar pe lângă asta, mai vorbim de sănătate, de micronutrienții care sunt acolo în legume, de vitamine, de minerale, de fibre. Ok, haideți să începem prima dată cu locul numărul 3, legumele, și să vă spun câteva legume pe care ați putea să le consumați, care au un conținut foarte mare de apă și un conținut foarte, foarte scăzut de calorii, undeva la 20-30 de calorii pe 100 de grame. Castravetele, roșiile, ridichile, salata, spanacul, țelina, ardeiul gras, conopida, dovlecelul, toate aceste legume au peste 90% apă, fraților, un conținut de peste 90% de apă. Și bineînțeles că mai sunt și alte legume, dar preferatele mele sunt castraveții, roșiile, ridichile. Ați văzut că încerc să consum dimineața, îmi fac 2 feluțe de pâine cu niște mușchi pentru proteină și apoi îmi pun foarte multe roșii, castraveți pe lângă, ridichii, tocmai pentru că au foarte puține calorii. Iar ca și gustare puteți avea dovlecel copt. Ați văzut, mănânc foarte mult dovleac copt eu, pentru că în perioada asta a iernii și a toamnei nu prea mai găsim pepe. Iar dovlecelul are 30 de calorii, exact ca și pepenele. Pe timpul verii puteți să consumați pepene. Ceea ce ne duce la următorul punct, fructele. La fel, fructele au un conținut foarte mare de apă și de aceea au foarte puține calorii, undeva la 30 de calorii pe 100 de grame. Și vom începe cu preferatul meu, pepenele. Pepenele galbe, pepenele roșu, nu contează, mâncați cât mai mult pepene. De asemenea, acum am început să mănânc zmeura, ați văzut, la fel, este foarte bună zmeura. O putem lua congelată, pentru că în perioada asta nu găsim zmeură proaspătă. Căpșunile, la fel, foarte bune, foarte scăzute în calorii, pentru că au un conținut foarte mare de apă, peste 90%. Putem să mai amintim caise, portocale, piersici, grapefruit, pomelo și mere. De asemenea, cred că mai sunt și altele fructe foarte bogate în apă și foarte scăzute în calorii, însă acestea sunt preferatele mele și încerc să mănânc în fiecare zi măcar 2-3 fructe, pentru că sunt foarte bune și foarte slab calorice. Iar a cincea gustare în topul meu este iaurtul. Iaurtul la fel are un conținut scăzut de calorii, sub 50 de calorii pe 100 de grame. Uitați-vă pe etichete când îl cumpărați, pentru că sunt și iaurturi mai grase care probabil că au mai multe calorii, însă găsiți, garantat, veți găsi iaurturi care au sub 50 de calorii pe 100 de grame. Puteți să luați Iran, puteți să luați iaurt de băut, puteți să luați Sana, chefir, nu contează. Acestea ne ajută la digestie, vom ieși mult mai ușor la toaletă, sunt foarte ușor de digerabile, au bacterii benefice pentru stomac, au foarte puține calorii și sunt foarte sănătoase și ele. Cam acestea sunt cele 5 lucruri pe care trebuie să le mâncați
care au sub 50 de calorii și vă ajută foarte mult într-o perioadă de slăbit. De asemenea, vă ajută foarte mult și sănătatea, vă ajută să fiți mai full, să fiți mai plin, să nu mai simțiți mereu o senzație de foame. Puteți mânca mai mult, tocmai datorită că au un conținut foarte scăzut de calorii. Nu trebuie să mâncați 100 de grame, puteți să mâncați 3, 4, 500 de grame, 1 kg, fără probleme. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru că mă susțineți foarte mult, îmi dați foarte multă putere să continui perioada mea de transformare live din seria Otto Slăbește. Am ajuns la sezonul 4, vreau să ajung la 50 de kg slăbite. Dacă n-ați văzut celelalte sezoane, puteți să le urmăriți chiar pe acest canal. Iar dacă vreți să vă susțineți sănătatea și să mă susțineți și pe mine financiar, puteți să faceți o comandă de produse apicole de pe site-ul meu www.mieretv.ro. Acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la orice comandă. Să-mi lăsați în comentarii care sunt alimentele voastre preferate când vine vorba de slăbit, care au puține calorii, poate am omis câteva, chiar vreau să aud și părerea voastră. Până data viitoare, eu am fost Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!